Doamnelor, domnilor, bună seara, bun regăsit la o nouă ediție emisiunii Punct și de la Capăt. Suntem la Nova TV, suntem cu o săptămână înainte de finish-ul campaniei electorale pentru localele din 2024. Ne revedem cu George Scripcaru, fost primar al municipiului Brașov, vreme de 4 mandate plus 4 ani viceprimar, deci 20 de ani la primăria Brașov, revenit acum în forță în calitatea de candidat susținut și de PNL și de PSD pentru un nou mandat de primar. Bună seara, bun venit! Bine v-am găsit! Cum este? Deja avem 3 săptămâni de campanie, mult a fost, puțin a rămas, dar sprintul final este și cel mai greu, se spune. Depinde acum. Depinde de condiția fizică. Păi, mulți spun că v-ați pierdut suflul, că nu mai sunteți... Serios? Primarul la Vioi de acum 4 ani, care începea la 5 dimineața, a terminat niciodată. Când ești primar, poți să începi la ora 5 și așa am făcut eu, dar acum nu sunt primar, sunt doar candidat și trebuie să mă adaptez acestei poziții. Că nu pot să, ce să fac, să mă apuc să umblu de la ora 5 așa bezmetic pe... Deci vă orientați unde găsiți oameni, pentru că e important să reprezentați programul, deblocăm Brașovul, spune George Scripcaru. Îl derulez pe fiecare zi cu lucrurile stabilite de timp. În fiecare zi avem un lucru care îl programăm, îl convenim, discutăm, analizăm cu toată echipa. Ceilalți au rolul lor, eu am rolul meu, ne întâlnim, discutăm, stabilim, eu văd de treabă, ei văd de treabă. Astăzi, de exemplu, după amiază, acum avem întâlnire cu toată echipa, după aceea o luăm iarăși în etapa de seară cu întâlniri, ajungem cam pe la 1 noaptea, terminăm toată ziua, să zic și așa. Și țin pasul cu dumneavoastră? Sau? Eu sunt în fiecare... Că dumneavoastră sunteți unul, ei sunt mai mulți? Da, mă uit așa uneori în spate și mai văd câte unul, doi care țin pasul, dar marea majoritate cam... Pe la 8, așa își trag obloanele. Da, deci să infirmăm zvonurile cum că sunteți obosit. Nici vorba. Doamne ferește! Eu aș spune chiar că acești 4 ani în care v-ați odihnit v-au și provocat. Eu sunt sigură că va lipsi mult ritmul acela. Infernal, e adevărat, din administrație. Da, nu e nicio problemă pentru mine. Eu sunt de cursă lungă, nu am probleme de genul ăsta să mă pierd așa pe traseu. Bun, ați întâlnit foarte mulți oameni, știți că foarte cei din mulți. Opoziție chiar fac bancuri, cum că ai grijă, nu deschide ușa, că ți apare George Scripcaru. Păi, și ce să facem? Cine poate, poate, cine nu, doar are frustrare. Ați întâlnit mulți oameni, deci ați vorbit cu mulți oameni. Cum îi simțiți pe brașoveni, ce vor brașovenii, cât de repede v-ați reconectat la pulsul orașului, la dorințele și necesitățile oamenilor? Da, de la o zonă la alta te întâlnești cu diferite categorii de oameni, să zic așa, care au problemele specifice ale zonei, alții au și probleme personale și la întâlnirea de la altă ieri m-am întâlnit cu mai mulți oameni, dar o persoană, o doamnă, mi-a ridicat o problemă care chiar într-adevăr și a doua persoană în perioada asta care îmi prezintă o problemă. Care nu este de zi cu zi și care ne privește pe noi toți, adică sunt chestiuni specifice. M-a întrebat dacă am un program sau dacă am o propunere sau dacă nu se iau în calcul ceva, o locație, o dotare și un sprijin pentru mamele care au copii cu dizabilități. Și, sincer, o locație ceva, nu am. Sau adaptări în parc, nu, niște leagăne pentru această pentru că, categorie, niște locuri nu, pentru de joacă amenajate? Sunt persoane care trebuie să ducă, medicul trimite să facă nu știu ce procedură, dar nu este locul și nu se ocupă nimeni. Sau trebuie să facă așa cu o programare la o lună de zile, două luni de zile. Și la ca ce să facă gândit? Ceva. Ei, m-am... Un serviciu special destinat acestei efectiv, categorii? Și asta ține mai mult de partea asta, de Ministerul Sănătății. Dar asta nu înseamnă că un primar nu trebuie să preia acest lucru și să se ocupe. Și sunt două cazuri care s-au întâmplat într-o lună de zile și înseamnă problemă. Că dacă două persoane se ridică această problemă, înseamnă că sigur există că și alții. Mai mare. Păi și poate atunci, în primarie aveți exact, dasuri, exact, și atunci
Am zis că la centrul de persoane vârstnice din Noua, unde este acea imensitate de clădire, există posibilitatea să amenajeze o bază pentru adaptată cu ce înseamnă, pentru că acolo e și o chestiune și de dotare, de logistică, și acolo trebuie și psiholog, trebuie și o parte de natură medicală, de specialitate care trebuie să se ocupe de aceste persoane, și dacă sunt copii cu atât mai mult. Mă gândesc foarte mult la treaba asta și sigur voi lua în calcul să amenajez în condițiile în care voi fi ales primar, să amenajez și să dotez o parte, o aripă din acea clădire cu o dotare necesară pentru copii și de asemenea și un lucru în plus, persoanele, părinții care au un copil în familie cu asemenea probleme trebuie să și plătească. Ori din punctul meu de vedere cred că primăria poate să asigure și din punct de vedere financiar un suport de 100% pentru un copil într-o asemenea situație, să doteze o încăpere cu logistica și cu aparatura necesară și să asigure, dacă este posibil, și plata personalului medical 100% pentru cei care sunt într-o asemenea situație. Adică o chestiune care nu era în programul dumneavoastră, dar cred că se completează mereu pe măsură ce mergeți și vă întâlniți cu oamenii. M-a întrebat persoana respectivă și sincer m-a blocat și am spus sincer, nu am un răspuns la treaba asta și aș minți să spun, să încep să inventez și să vorbesc așa, să mă aflu în treabă, și atunci am întrebat-o: ce credeți că ar trebui să fac pentru a rezolva problema asta pentru persoanele care sunt în asemenea situație? Și atunci doamna respectivă mi-a spus și doamna a spus, știu că nu are treabă cu primarul, nu are treabă cu primăria, dar trebuie să vă gândiți că suntem în situația asta mulți părinți care avem problema asta în familie în Brașov. Și atunci am luat acest pachet, să zic așa, de probleme, de propuneri pe care mi le-a prezentat și voi lua în calcul să fac așa ceva. Bun, și cred că pe măsură ce vorbiți, sigur, cu oamenii se mai nasc și alte și o altă alte persoană, idei, m-am întâlnit, alte proiecte. M-am întâlnit tot în perioada asta, la fel, este a treia situație care mă întâlnesc cu, și în special mame, care mi-au spus că trebuie să facem ceva cu copiii care sunt dependenți de droguri. Da, e un fenomen și care a avut tăria persoana respectivă să-mi spună că are o problemă cu copilul pe care îl are o problemă. Și mi-a spus, nu știți ce dramă e într-o familie și mai ales pentru mine ca părinte, ce situație trăiesc. E o chestiune care nu depinde numai de primărie, dar poate veni și primăria să susțină lupta antidrog. La ce v-ați gândit exact? Pentru că aici în proiectul dumneavoastră... Aseară, de exemplu, în Avant Garden m-am întâlnit cu oameni de acolo, pe lângă problemele specifice de acolo care trebuie să fie rezolvate și care puteau să fie rezolvate, nu s-a întâmplat nimic și cu soluțiile pe care le-am discutat, da? Nu, că acolo e problemă cu școala 14 pe care nu mai încap copiii, trebuie să învețe în 3 schimburi, școala trebuie să fie extinsă obligatoriu cu o sală de sport. Trebuia să fie făcut mult, acum ceva nu s-a făcut nimic acolo, am lăsat un teren cu o destinație pentru grădiniță în Avant Garden, nici acum nu este nimic și terenul este pus la dispoziție de mult timp de către dezvoltator. Am amasat un proiect acolo, dar după 2020 nu s-a întâmplat nimic. O altă problemă care ține de accesibilitatea în cartier, care acum este utilizată accesul pentru cei care intră și ies de acolo din zona respectivă peste calea ferată în Bartolomeu. O soluție care e integrată cu strada Institutului, care de fapt am pregătit proiectul pentru accesibilitate la spital, ar rezolva și problema asta de ieșire și pe o altă cale din Avant Garden, din strada Egretei, capăt cu Institutului, cu un pasaj peste calea ferată care se lege cu pasajul de la ieșire din Brașov spre Ghimbav, în zona Ornbach. Problemele astea de accesibilitate, de educație și de infrastructură, dar un cetățean care foarte implicat și este președinte de asociație, mi-a spus o problemă în care se feresc oamenii să o spună, vă spun eu, veniți într-o seară aici și o să vă arăt eu unde se consumă droguri. Foarte direct, fără și a zis ce să ne mai ascundem. Și atunci, au spus, da, noi nu vedem picior de poliție locală pe aici, n-am văzut în 4 ani de zile nimic. Dar au chemat vreodată poliția locală? Și bineînțeles că nu se întâmplă nimic și atunci cei de acolo, dezvoltatorul care a dezvoltat acolo, asigură el o
pază, o persoană care face un rond pe acolo. Ceea ce este de neadmis așa ceva. E mult. Și atunci puțin, poliția locală trebuie să fie descentralizată, în sensul că trebuie să fie structurată pe birouri de poliție de cartier. Și voi face acest lucru. Acest lucru este trecut în proiectul de program. Poliția locală trebuie să capete cu totul și totul o altă abordare din punctul ăsta de vedere. Deci o reformă a poliției locale. Ca și reașezare din punctul ăsta de vedere, trebuie să gândim structurarea pe cartiere, care să aibă în primul rând prezență, să fie cu un dispecerat propriu al cartierului, oamenii să cunoască cine este șeful de birou de poliție locală din cartier, care sunt polițiștii. Modelul acela de polițiști de proximitate care sunt l-am mai întâlnit acum. Care sunt polițiștii din zonă, din birou respectiv, ca să știe străzile, să cunoască locurile publice, să intervină, să facă prezență fizică, să aibă în supraveghere școala, în primul rând, din cartier, să se ocupe de a asigura ordine și liniște publică, chiar dacă se mai întâmplă pe la blocuri, că mai sunt așa gălăgiuși și care, da, să știe că acolo este cineva care le atrage atenția, măcar pentru a avea grijă. Sunt probleme și de altă natură, care într-un pachet ăsta, într-un cartier, sunt foarte importante și utile pentru oameni. Iar oamenii ridică problemele astea și se plâng. Pentru că se lovesc de ele, pentru că suferă din cauza lor. M-am întâlnit, s-a tot vorbit în Brașov că poliția locală a amendat o bunică, o bătrânică care își planta flori în fața blocului. O prostie fără margini. N-am crezut, dar după, chiar zile trecute m-am întâlnit cu o persoană care locuiește undeva în Uzina 2, și spune că vine poliția locală tot timpul acolo să-i amenințe că de ce în spate, acolo, în câmp, și au amenajat acolo o grădinuță, pun straturi, unii pun flori și e ceva de apreciat. Și poliția locală a venit să-i amendeze. Și adevărat, ați verificat? Da, deci da. Există această situație. Asta face, pentru că nu e coerență, nu e așa, nu e o priorizare. Bun, știți, adică foarte bine că și la poliția locală au fost niște transformări și niște încercări de transformare și de modificare a schimbării. Dar nu au fost transformări deloc, tocmai pentru că să te lupți 4 ani de zile cu un om ca să-l dai afară și asta să fie obiectivul tău principal în 4 ani de zile și să nu reușești încă. Dar adică, domnul Aldea s-a întors, s-a câștigat. Pentru că, de ce? Pe principiu că Aldea este scripcarist. Foarte bine, dar ce legătură are una cu alta? Pentru că omul unde este acolo într-o funcție trebuie să-și facă treaba și îl analizez și îl apreciez după ce are de făcut. Nu după păreri și idei personale că îi faci și îi tratezi, îi categorisești în funcție de lucrurile astea. Da, am cunoscut situația de acolo, am și făcut emisiuni pe această temă. Să vedem ce mai aveți în program și, realist vorbind, ce puteți face dacă... Ce este în acel program, 10, trebuie să fie făcut tot. Din 10 veți fi câștigătorul, că primarul va intra în exercițiu funcțiunii abia la toamnă, dar dacă veți fi câștigător, aveți aici o broșură foarte frumoasă cu foarte multe proiecte. Am dedicat o emisiune întreagă traficului și proiectelor legate de trafic. Să vedem. V-am promis că vorbim un pic despre centrul istoric și despre faptul că aici există niște viziuni diferite. Unii susțin o variantă de grevare a traficului, dumneavoastră aveți altă formă. Da, eu sunt de părere ca să iei o măsură, să impui o restricție, trebuie să dai soluții. Întâi dă soluția și după aceea deci nu oprim pui restricții sau reguli. Odată ce nu există soluții, cum să ceri tu unuia să îi îngrădești dreptul de a se mișca? E un drept, cum să spunem? Deci eu care nu stau în centrul istoric, da, adică, teoretic, cum adică? Nu aș mai putea intra cu autoturismul. Poate vreți să veniți la mine în vizită acasă, că eu stau în partea din Schei. Adică cum? Adică să cer voie cuiva sau să impui o regulă că trebuie să te controleze cineva în 2024 să vii cu așa ceva? Mi se pare absurd. Pentru că trebuie întâi să faci infrastructură, să dai posibilitatea ca să existe locuri de parcare
Și după aceea poți să spui în regulă, aici sunt niște reguli care trebuie să respectați. Dar se blochează uneori, știți foarte bine, și dacă stați acolo, că sunt blochează? Momente de sărbători. De ce? Pentru că oamenii caută un loc de parcare. Nu mai ai care, loc să arunci în cei care nu cunosc, normal că te duci și se întâmplă lucrul ăsta. Și când te duci în alt oraș, cauți un loc de parcare. Vreau să urc pe drumul vechi, merg exact. Până la Pietra lui Solomon. Trebuie să lași lucrurile, da. Doamne ferește, dacă ne ducem, de exemplu, ca să nu zicem departe, tu te în Ljubljana, în Slovenia, și vezi acolo unde a fost și capitală verde sau acum ceva timp, în centrul orașului Ljubljana există parcare în zona centrală sub parcul din centrul orașului. Adică circulăm astăzi pe sub mări, pe sub ape, cu trenul, cu mașina, de și ducem, ne temem de parcare subterană. Bun, dar aici poate suntem... ați și greșit că n-ați prezentat corect. Mulți au interpretat atunci că distrugeți parcul. Nu a fost o idee preconcepută parcul, și manipulatorie. Că vreți dar, parcare pentru nu știu ce dar hotel. Dar am lăsat... Știți bine dar am lăsat un loc de un proiect care a fost foarte bine lucrat pentru o parcare subterană în zona din fața prefecturii. Putea să se înceapă lucrurile până acum. Venim să spunem, nu e voie, dar bun, nu e voie, dar dă-mi o soluție. Te pui în pielea unui om. În regulă, dar ce fac? Avem o mare problemă în zona centrului istoric de blocaj, ca și în întreg orașul și în întreaga administrație în momentul de față. Strada Castelului și strada Nicolae Bălcescu, poarta Schei, sunt blocate și sunt afectați riveranii. Pentru că riveranii, de aici s-a ridicat problema și soluția riveranii, de a opri traficul. Riveranii, dar nu trebuie de a limita. Riveranii sunt afectați de către cei care ajung în zonă și care n-au o soluție. Și atunci ai probleme și cu unii și cu alții. Soluția pentru acest blocaj, ca să zic așa, trebuie să construiești o parcare subterană în zonă, într-un areal. Păi, dacă studiem așa, sunt soluții care au fost analizate de către specialiști. Începând de la zona din spate, la Biblioteca Județeană, unde există și un aviz de la instituțiile abilitate, se poate face o parcare îngropată da. Și la urmă o acoperi și este cu vegetație, fără nicio problemă. S-a studiat o soluție ca să fie pe strada Furcii, lângă biserica pe Nicolae Iorga. Însă acolo este o proprietate privată și nu poți să intri în curtea omului. Deși unii care sunt acum la ei vor, fac, îți intră în casă, îți iau casa și fac ei ce vor în casă la tine sau în curte. Așa gândesc ei lucru care este inadmisibil. Sub parcul central există o soluție... Sub terenul de sport de la Șaguna. Sub terenul de sport de la Șaguna. Există o soluție în zona de la prefectură Liceu Unirea. Acolo s-a și elaborat o documentație. Și... venim mai jos în centru civic, la fel, parcare subterană, unde acolo am lăsat document de urbanism care putea să fie adaptat. Ale Coliban susține o parcare supraterană etajată. Așa. Acolo. Da. Ați tras cu coada ochiului în proiectele candidaților, contra candidaților. Nu, pentru că, să zic așa, sunt avantajat acum pentru că am văzut 4 ani ce a fost în stare să facă. Și dacă 4 ani de zile n-ai elaborat nici măcar documentație... Socotiți ca o arătată. Da, dar știți cum e? Câteodată încălzirea e mai grea. Și au fost necesari niște ani să înveți... 4 ani din viața noastră sunt foarte mulți. Un an de zile este deja mult. Eu știu, dar totuși până vor fi materializate și acele parcări, admițând că mâine veniți la butoane, atunci, vor trece ani până când vor fi realizate. Până atunci ce facem cu traficul? Calc că nu e așa de greu. Nu e așa? Nu e așa. Important este să iei decizii și să te apuci de treabă. Dacă stai tot timpul ca alții să-ți facă în locul tău și tu te plângi că altul devine că tu nu poți, înseamnă că n-ai ce căuta în zona respectivă. În primar n-are voie să se plângă, n-are voie să spună de ce nu se poate. Nu, trebuie să ai dar soluții. Nu poate spune, uite, mă blochează ăștia, fiindcă realmente a fost blocaj. Chiar ieri am văzut un episod când... Nu a fost blocaj. Trebuie să știi să ai... Cum să spun eu, când nu știi să te comporți și când ești... Lucrurile se învolburau acolo în atitudinea asta care vrei să-ți creeze ție plus prin negativism, prin a arăta că alții sunt băieți răi și tu ești băiat bun, dar tu folosești lucrul ăsta foarte excesiv doar ca să arăți că neputința ta o translatezi spre altcineva. Păi un primar trebuie să aibă în primul rând
atitudinea asta de respect față de adversari, să aibă arta negocierii, să vină cu soluții și să clarifice lucrurile, să detalieze lucrurile și să prezinte în detaliu amănuntele, nu să vii să spui votați asta și eu te întreabă, dar ce să votăm? Că nu ne-ai dat un material. Pe ce să votăm? Votați că veți primi și că vedem noi și pe încredere. Și după aceea te trezești că vin adrese de la prefectură, de la instanțe care ți anulează tot. Și sau chiar dai cu subsemnatul pe anumite semnături. Cum poți tu să ai o abordare de genul ăsta și să primești altceva decât... pentru că totuși, patru ani de zile să stai în gâlceava asta. Orașul ăsta a mai avut o altă perioadă de genul ăsta cu ani de zile înainte, când nu e acolo. Așa ați venit dumneavoastră la butoane. Și uite, așa am ajuns astăzi. 2004, acum 20 de ani, parcă ne-am întors în timp. După atâția ani de zile am ajuns de unde am plecat exact la fel. Revenind, trebuie să ai respect față de adversari, de competitori. Trebuie să ai soluții, să prezinți amănunte, să te duci să explici, nu să vorbești așa din vârful buzelor și să-i trimiți la plimbare și să ai după aceea pretenția să te respecte sau să-ți validezi de ceva care tu nu le prezinți și când le prezinți, le prezinți și cu grave ilegalități în structura de proiect. Și după aceea vine instituția abilitată să verifice și spune că este ilegal și primarul să spună, păi eu nu sunt de vină, ei sunt de vină că eu au votat. Adică așa ceva, așa vrei să construiești. Da, dumneavoastră ați fost recunoscut. Am avut probleme, cum să spun eu, și am avut consiliul local cu oameni grei, care aveau, cum să spun eu, personalitate, calitate. Și războaie grele, mi-aduc aminte de toate. Eu când aveam o ședință de consiliu local, mă gândeam foarte mult înainte la orice consilierii când să mă întrebe, să fiu cu răspuns, cu soluție, să dau detalii, să mă duc, să explic înainte, să văd că poate am greșit și să iau lucrurile. Indiferent dacă era un consilier dintr-un alt partid, mă bucuram că, uite, mi-atrage atenția că acolo este ceva în neregulă. Trimiteam directorii, funcționarii să explice consilierilor. Acum funcționarii îi tratează cu dispreț și cu o indiferență pe consilier și nici nu le răspunde și din contră. Vedem funcționarii astăzi care își permit să facă, să aibă cuvinte atât de mizerabile și ei sunt funcționari publici plătiți și ei caracterizează consilierii locali ca și loaze, mizerabil, un funcționar care e plătit din bani publici și consiliul local le aprobă lor bugete și salarii și ei își permit ca în timpul serviciului să se comporte într-un asemenea hal. Ei reprezintă pe primar. Aici vă referiți la cei câțiva care au venit în echipa lui Alan Corban? Da, asta nu? Fac. Că adică e clar, nu câțiva, nu sunt toți. Nu se poate, nu toți, mă refer la unii, că nu, acum nu trebuie să-i băgăm pe toți în aceeași categorie. Și care se simt cumva ostași într-o armată, în fața unui pericol. Ați văzut pe timpul meu așa ceva, dar nu am permis eu nimănui să fac așa ceva și am cerut directorilor, funcționarilor, când un consilier cere o explicație, să-i dea absolut tot ce are nevoie, toate amănuntele și să-i explice în amănunt despre ce este vorba. Nu poți să te aștepți când tu nu faci lucrurile astea ca cineva să te... și după aceea spui, mă blochează. Nu, te blochezi singur atunci. Și asta este acum... Acest om se blochează singur prin atitudine, prin comportament, prin modul cum se exprimă și te plângi că alții te blochează. Cum să te blocheze când tu îți legi singur pietre de picioare? Nu există așa ceva. Centrul istoric este o zonă importantă a orașului, începând cu ce spuneam de poliția locală. În centrul istoric trebuie să avem poliție locală prezentă în centrul istoric, un birou doar pentru acest areal, cu polițiști care să aibă prezență, atitudine, comportament și să fie și modul cum se prezintă e foarte important. Deci să-i simțim astăzi, acolo. Astăzi în centrul istoric avem iarăși sănătos. Persoane fără adăpost care stau pe străzi întinși, care vin la masă să te agreseze. Dar e plin de cerșători, așa e. Este un lucru care ne face cinste. Poarta, strada Sforii arată groaznic. După 4 ani de zile, cine este de vină pentru asta? E cineva responsabil. Care e soluția pentru strada Sforii, de exemplu? Strada Sforii trebuie să fie refăcută, întreținută și să fie acolo păzită. Un element de supraveghere și poliția locală trebuie să aibă acolo un post fix. Da. Asta trebuie să facă. Deci păzită. Și din punctul ăsta, nu să păzească, dar să aibă acolo un areal în care să observe ce se întâmplă și să atragă atenția. Când vezi că e cineva care e pe acolo, te gândești de două ori dacă să faci ceva sau nu. Prevenind la parcări și la restricții în centrul istoric, așa ceva se poate pune în aplicare o regulă minimalistă în condițiile în care
faci infrastructură și dai soluții. Și după aceea, pentru că dacă faci infrastructura asta, îi rezolvi și pe cetățenii din centru. Deci întâi vii cu soluția la îi rezolvi și pe locatarii de pe Castelul și pe Nicolae Bălcescu și pe celelalte străzi. Rezolvi problema de parcare de reședință, aerisezi zona, lărgești pietonalele, dai soluție și atunci nu o să mai se înghesuie cu mașini toți pe străzile respective, pentru că ai o soluție pe care o pui la dispoziție și atunci gestionezi problema. Da. Sigur că nimeni în centru nu poate istoric să... ai maternitate, ai spital neuro, ai licee, da, ai biserici. Sigur, este important să existe niște soluții de parcare acolo. Sunteți recunoscut pentru faptul că, da, în aceste mandate ale dumneavoastră ați știut să creați majorități și categorii, că ați știut să negociați, dar se vorbește astăzi despre mari compromisuri pe care le-ați făcut pentru a asigura aceste majorități. Cumva v-ați cumpărat care sunt compromisurile, pentru că... această liniște, această stare de astăzi, chiar am văzut tot felul de dezvăluiri în aceste zile, mai mult sau mai puțin asumate, mai mult sau mai puțin recunoscute. Se spune că ați dat case, că ați făcut fel de fel de primarul, m-a trapat de domnule primar, că v-ați făcut frate cu dracu, că v-ați primarul, dat cu, ca să treceți puntea, că ați dat mâna cu interlopii și că aveți case. Obligații la multe categorii. Primarul de, nu dă de case. Asta primarul nu dă case, în primul rând, că nu are de unde și nu are cum. Povestea asta, marota asta a fost pe timpul Ghișe, care e la fel, cu patrimonii, cu mii, cu mii. Da, vă spuneam că parcă suntem acum 20 de ani. O chestiune reluată din multe puncte ca de o flașnetă care, cum să spun eu, e doar așa ca să intoxice și să manipuleze. N-am dat nicio casă la nimeni, că n-aveam cum. Consiliul local sau altă autoritate publică trebuie să pună în aplicare hotărâri judecătorești. Au fost legi ale proprietății date în România sau altele date una după alta care reglementa regimul de proprietate și foarte mulți cetățeni care au avut dreptul pe lege au revendicat locuințele în care erau chiriași. În care erau chiriași. Și când o instanță te obligă să faci acest lucru, trebuie să-l pui în aplicare o treia judecătorească. Despre asta este vorba. Acești oameni mint cu nerușinare. Au dispărut mii de case. Au dispărut, n-au dispărut. În timpul mandatelor dumneavoastră. Dar unde sunt, că doar sunt tot aici? Doamne, iartă-mă. Nu le-a furat nimeni, dar sunt alți proprietari. A fost o regie sau acum societate Rial care a administrat aceste imobile, proprietatea municipiului Brașov și care a fost parte în aceste instanțe. Pentru că oamenii au dat și Consiliul Local, nu primăria, Consiliul Local și această entitate în instanță și instanțele au hotărât că în conformitate cu prevederile legii 1, legea 247, legea retrocedărilor, legea care le-au dat Parlamentul în țara asta, instanțele au obligat pe cei care dețineau sau erau chiriași în locuința respectivă dreptul ori să le fie retrocedate, ori dreptul să fie cumpărate. Dar nu primarul face lucrurile astea. S-au creat abuzuri, s-au creat situații care să genereze suspiciuni. Primarul a fost în situația ca să rezolv niște probleme ca efect al acestor legi și oamenii care erau chiriași a trebuit să fie să elibereze locuința către proprietarii care au câștigat în instanță. Și eu trebuie să găsesc soluție pentru acești oameni să le dau o locuință. Am înțeles și e limpede că așa au stat lucrurile, dar apropiația ei dumneavoastră s-au îmbogățit, s-au trezit cu mai multe locuințe, sau am auzit și eu din Rial, că aici e un lucru foarte periculos, care e important să fie lămurit. Este foarte lămurit și foarte clarificat. George Scripcaru nu a făcut niciodată așa ceva și nu există o situație care să fie în momentul de față existentă. Dacă este cineva, să vină să-mi arate punctual despre ce este vorba și atunci spun în regulă. Cred că am greșit. Bun. Sau... Deci cine are informații, să vină și să le spună până la capăt. Acolo la Rial s-au schimbat, au venit acolo persoane puse de partid, de la USR, acolo nu s-au... I-a pus pur și simplu politic. Și în Consiliul Administrației și-au împărțit pe acolo fel și fel de sinecuri acolo pentru persoane. Obiectivul lor acolo a fost nu să dezvolte această societate. Deci au existat sinecuri. Numai un pic, să dezvolte această societate,
Mă refer la cei actuali. La acum, ce? Și la așa? Vremea dumneavoastră nu n-o fi fost nimeni care nu, să facă eu asta? Eu n-am făcut așa ceva și nu am fost parte. Am fost foarte conștient de treaba asta și știam că dacă o să fac așa ceva o să fiu acuzat sau pur și simplu am considerat că nu se face. Cei care sunt acum 4 ani de zile au răscolit arhiva de la Real de acum 20 de ani. Cu asta s-au ocupat ei acum, să vadă ce a luat scripcarul de la Real în perioada asta. Și după 4 ani de zile de căutări acolo în arhive, știu de la cei care dețin arhiva de la Real. Este o societate, SEDA se numește, care au spus, domnule, au venit ăștia și au stat și au luat tot de acolo și acum vor să vină înapoi. Și le-am zis, luați-vă arhiva, duceți-vă de aici, că voi aveți aici, am creat probleme de flux, de activitate. Doar să caute ce a furat sau ce a luat scripcarul de la Real. Ce să ia fraților, pentru că eu sunt un om public, pe mine m-au anchetat, m-au verificat, m-au ascultat, m-au filat ani de zile instituțiile statului. Am fost ascultat în ultimii 7 ani pe mandate de siguranță națională, ce am vorbit, cu cine am vorbit, ce am făcut și văd asta din rechizitorile și din ce am avut până acum de parcurs de hărțuire de 7 ani de zile. Păi dacă făceam eu așa ceva, mai eram astăzi aici pe scaunul ăsta sau eram liber cumva? Bun, adică, alt scenariu este că sunteți liber astăzi, că sunteți cel mai achitat om din România, pentru că i-ați răsplătit pe cei care v-au asigurat libertatea. Sigur, cu ce să-i răsplătesc? Sigur că aici mingea se duce iarăși într-un teren periculos și cum adică, important să vină dovezile. Eu am fost, dar în campanie se pot spune multe, se pot interpreta, se pot decupa din context. Plâns, nu m-am victimizat. În 7 ani de zile ați văzut să ies eu și să spun că sunt o... Nu... Cu demnitate m-am dus la judecător, m-am dus la instanță, am așteptat ani de zile să se lămurească, s-au făcut procedurile respective, așa cum spune legea, și am demonstrat că sunt un om nevinovat și că instanțele toate care au fost pe parcurs au dovedit prin apărarea mea cu avocatul, am demonstrat că ceea ce s-a spus și ceea ce s-a afirmat și ceea ce s-a prezentat nu există. Iar judecătorul, nu unul, judecătorii toate fazele procedurale au decis că Giurgiu Scripcaru nu a comis nicio infracțiune. Știm decizia instanței. Blocul de pe Bulevardul Gării, în care niște magistrați au primit locuințe, sau transformarea acelui bloc, care inițial avea statutul de bloc de locuințe sociale, nu există în așa bloc ceva. De locuințe de serviciu a depins de dumneavoastră, fost, sau care a fost parcursul? A fost ordonanța, pare mi se 19, parcă, sau să nu greșesc, a guvernului, care a stabilit că se construiește un bloc sau un ansamblu de locuințe și aici a fost vorba despre două blocuri, unul pe Bulevardul Griviței, Paremesi și unul pe Bulevardul Gării. Cel de pe Gării a început așa, în vremea așa, mandatului și exact. Și cel de pe Griviței a început tot, dar nu s-a mai terminat și oamenii se plângeau că trebuia să-și primească locuințe acolo și acolo erau, de exemplu, unii de la 15 noiembrie, revoluționari care trebuiau să primească locuințe acolo în imobilul respectiv pe Griviței. În zona fostului cinema modern acolo. Au început, eu le-am preluat și a trebuit să fie finalizate și legea te-a obligat că acele locuințe erau pentru instituții publice ale statului. Deci printr-o lege. Printr-o lege, exact, și a trebuit ele să... Ele au fost transformate în imobile cu locuințe pentru exact, această destinație. Acele locuințe au trebuit să fie repartizate nu persoanelor, instituțiilor. Și instituția respectivă a trebuit în interior să aplice să o regulă să pe anumite criterii locuințe. Și atunci au stabilit că în locuința respectivă a fost repartizată de către instituția. Poliția, de exemplu, au primit, nu știu, 3 apartamente. A trebuit să repartizeze... Am văzut pe comisarul șef Badea acolo. A trebuit să stabilească care din inspectoratul județean sau ce știu eu se încadrează în criteriile respective. Nu primarul Giurgiu Scripcaru a făcut lucrul ăsta. Primarul Giurgiu Scripcaru a trebuit să
respectă acea regulă și acolo au fost și de la, și de acum locuiesc din primărie. Nu dau nume că GDPR-ul pentru cei care sunt acum nu contează. Eu mă feresc să fac lucrul ăsta, dar sunt persoane astăzi care locuiesc și astăzi acolo în locuința de serviciu pe ca, care au și putut care, să o cumpere exact, după aceea, deci s-a făcut printr-o altă asta, lege sau și cum, atunci, exact, cum s-a întâmplat și, asta? Instituțiile respective și-au repartizat angajaților care să încadrau în criteriile respective, a trebuit să li se facă contract pe legea locuinței, legea 114 pare mi se, s-a făcut contractul respectiv și ei trebuiau să plătească au utilități și lucruri de genul ăsta structurii care administra lucrul respectiv, adică de la primărie. A venit după aceea altă lege care a spus că și acele locuințe care sunt în categoria asta, la solicitarea, la cererea persoanei respective care are calitatea de chiriaș sau cum avea el acolo locuința, poate să o cumpere. Foarte bine. Și unii au fost care au solicitat acest lucru și li s-a vândut și au cumpărat locuințe. Da, dar au fost aici în tot orașul situație de genul ăsta cu că înainte să construiau blocurile, cum să construiau, prin Răcădău, de exemplu, erau foarte mulți în, acolo la intersecția Bulevardul Muncii cu strada Carpaților, acel bloc semi-potcoavă de acolo, lângă a fost Presconul sau ce a fost acolo înainte, acum s-a dezafectat să construiesc altceva, acolo stăteau în acel bloc foarte multe persoane care au lucrat de-a lungul timpului, erau cadre militare. Da, și la, eu am stat în Răcădău, într-un bloc MM, exact, militar-milițieni, exact, așa, militari, așa se spunea în erau care lucrau, au fost unii pe la armată, unii prin la SRI, unii erau, am văzut acolo unități. Și eu am stat într-un astfel de unități bloc militare. Da. Ei, și a fost o discuție acolo, ei aveau un statut așa, numai blocurile nu mai erau. Și atunci a fost o reglementare din punct de vedere legislativ care a lămurit acest aspect și oamenii respectivi care între timp ei, unii au ieșit la pensie, dar ei erau rămași acolo, unde să ducă omul? Adică ce să facă? Să, și au avut posibilitatea să-și cumpere posibilitatea pe lege și legea a reglementat acest lucru și au avut posibilitatea să-și cumpere locuințele respective în baza unei legi. Deci nu ei v-au asigurat protecția, Doamne, da? Contră, pentru că acolo sunt într-adevăr și niște magistrați. Mi-au asigurat protecție în ghilimele că m-au urmărit, că m-au anchetat, că m-au verificat și că m-au judecat. Pentru că au fost și oameni din instanțe sau ce știu eu, de asta ce înseamnă că am făcut eu așa ceva? Astea sunt niște povești de astea care sunt invenții. Bun, e important să ieșiți, e important să vorbiți, să sunt lămuriți, manipulări ale unor persoane care astăzi sunt în situația asta de a lipsă de argumente, vin și creează așa o suspiciune de genul ăsta. Atâta campanie este pentru dumneavoastră. Dar știți bine că e un război, n-au învățat nimic. Toate armele sunt pe masă. N-au învățat de 4 ani nimic. Unele sunt sub. N-au învățat de 4 ani nimic. Sunt tot cu aceeași morișcă care o vântură la fel. Păi eu mă întâlnesc, astăzi am făcut pauze astăzi și este, eu mă bucur pentru treaba era asta. Era un interlop în fotografie? Eu m-am făcut astăzi cred că vreo 7 poze cu doamne, cu domni care au... Eu ce să, când cineva zice vrei să faci, nu vrei să îmi dați voie, că oamenii spun, vrei vă să rog cazierul la vedere. Și eu spun, stai așa un pic, că o să zică cineva că, ia uite cine ești, nu știu ce, mă întâlnesc cu sute de oameni. Bun, asta este adevărat, dar e clar că un... lucruri de genul ăsta în fiecare zi. Eu sunt un om popular, asta e viața, ce să fac? Să mă ascund? Bravo dumneavoastră, dar e clar că public, niște persoane cu probleme și-au declarat susținerea pentru George Scripcaru și în loc să vă facă un bine, v-au creat o problemă. Nu am dreptul să judec pe nimeni, nu este rolul și nu fac așa ceva. Trebuie să privesc oamenii în mod egal, indiferent despre cine este vorba, pentru că unui om nu poți să-i pui tu eticheta sau să dai o calitate, el este un om care are aceleași drepturi ca orice altă persoană din Brașov sau din România. Dar sunteți de acord că susținerea unei persoane certate cu legea nu vă face bine în acest moment? Nu, un pic. Nu sunt eu cel care să stabilesc o persoană certată cu legea. Poate un om are o calitate, este liber și are o... este achitat sau și-a terminat pedeapsa sau nu mai are este probleme. Un om, sau își caută dreptatea. Și este un om liber și este un om care are drepturi. Și eu nu pot să mă adresez lui la acest mod. Și e bine uneori când vorbești să stai bine, să te uiți întâi la tine și după aceea să spui de altcineva
lucruri de genul ăsta. Pentru că, din păcate, uneori, iată că se lipesc de tine niște etichete și câteodată poți ajunge în ipostaza de a fi cercetat, cum poți să spui despre Stinghe, când omul ăsta este la juni, albiori, într-o grupă de importantă pentru istoria și cultura în orașul ăsta. Un om care are antreprenoriat, care are activități, care plătește taxe, impozite, care... Și eu, cum să vă spun eu, intrăm într-o... Eu am primit de la acest om printuri în care spunea, uitați cum s-a adresat la mine prin mesaje domnii care astăzi spun despre mine lucruri de genul ăsta, ce prietenoși, hai să bem o cafea, te invit la mine, dragă, la mulți ani, mă bucur foarte mult, hai să fim împreună, hai să facem un business împreună. Oamenii care astăzi spun lucrurile astea despre acești oameni, nu de mult, acum câteva luni de zile, erau într-o relație foarte amicală de prietenie și am văzut și din imagine acolo. Știți că în campanie nu e chiar cea mai reprezentativă perioadă. Da, lucrurile astea, cum să spun eu, în campanie, în loc să discuți, să prezinți, uite, proiecte, programe și soluții pentru oameni, din păcate oameni, e o luptă care se poartă să discuți lucruri de genul ăsta. M-ați auzit pe mine vreodată să spun eu lucruri despre, de genul ăsta despre, nu, dar importanță despre și aceste persoane? Unele adică este așa o abordare de asta totală, aiurea, care nu are rost. Nu o să fac așa ceva. Oamenii, până la urmă, stabilesc ce avem noi de făcut pentru ei, pentru oameni. Și pun ștampila pe 9 iunie. Sigur. Mulțumesc, domnule George Scripcaru. Ne mai întâlnim și în ultima săptămână pentru mesajele finale. Spor la treabă și să câștige cei mai buni. Doamne ajută!